Organizatorii evenimentului, la care au participat femei de toate vârstele, și-au propus să promoveze un mod de viață liber și fără inhibiții. Astfel, pe lângă dansuri și șampanie, doamnele au avut parte și de un show de excepții oferit de dansatori invitați tocmai de la Kiev. Doamnele au rămas încântate de ceea ce au văzut și spun că și-ar dori să mai participe la astfel de evenimente. Cu toate că femeile la noi nu sunt obișnuite să vadă astfel de spectacole, un surpriză a bărbaților, sunt cam complexate, știi, dar până la urmă s-au deschisat și s-au implicat în concurs. M-a bucurat faptul că feedback-ul a fost foarte plăcut, adică a fost o cerință foarte mare. După sunete, după tot, și chiar femeile noastre probabil le este cam dor de așa gen de evenimente între fete, să zicem așa, da? Interpreta Cristi Ruj, una dintre organizatoare, spune că a fost o seară reușită. Wow, așa s-a reacționat. Cineva mi-a spus, Doamne, firește, încă n-am văzut așa ceva, n-am așteptat. Petrecerea femeilor, care este la prima ediție în Chișinău, ar putea avea continuitate, spun organizatorii.